O pacientă se zbate între viață și moarte la Spitalul Clinic din Iași, după ce ar fi combinat mai multe lichide toxice. Femeia, consumatoare cronică de alcool, ar fi băut alcool etilic de 96%, dezinfectant pentru suprafețe, dar și ulei pentru masaj. În mod clasic, intoxicația cu alcool reprezintă apariția unor semne și simptome specifice, dezinhibiție comportamentală, stare de greață, vărsături, tulburări de vorbire și de echilibru, după consumul unei cantități crescute de alcool într-un timp prea scurt. O pacientă originară din Vaslui a ajuns la spitalul din Huj, dar apoi a fost transferată la Iași. Acum este internată la ATI, intubată și ventilată mecanic. Medicii sunt rezervați în privința evoluției stării ei. În decurs de numai o săptămână, la spitalul din Iași au fost internați 3 oameni intoxicați cu alcool. Aceasta se zbate între viață și moarte la Spitalul Clinic din Iași, după ce ar fi combinat mai multe lichide toxice. Femeia, consumatoare cronică de alcool, ar fi băut alcool etilic de 96%, dezinfectant pentru suprafețe, dar și ulei pentru masaj. Statistic vorbind, mai mult de 50% din populație consumă alcool, aproximativ 70% dintre adulți, întrunesc criteriile pentru consumul de etanol. Astfel, se înregistrează anual mai mult de 4 milioane de vizite la camera de gardă din cauza intoxicației acute cu alcool.